El? Doar de o magie. Și dacă e bine făcută, se întâmplă minunea. Bună seara! Seara! Numele meu este Paul Lungu și sunt magician. Și trebuie să recunosc că majoritatea lumii, când află asta despre mine, automat are aceeași reacție. Toată lumea își verifică buzunarele. Ceea ce mie îmi convine, că așa văd exact unde își țin banii. Dar nu trebuie să faceți asta, nu este cazul, pentru că nu sunt hoț, sunt magician. Și ca să fiu sincer cu voi, chiar am fost victima unui hoț la un moment dat. A furat tot ce aveam la mine. Din fericire, țin minte exact cum arăta persoana care m-a jefuit. Arăta fix așa. Că nu l-au prins, nu știu, poate îl știe chiar. Ideea este că vine persoana asta la mine și spune: dă-mi toți banii pe care ai. Și culmea, întâmplarea face că tocmai avusesem cel mai bine plătit spectacol al meu ever. Așa că n-am avut de ales, am scos portofelul și am dat cei 12 lei. Bani la negru. Ia omul cei 12 lei și îi bagă frumușel în cagulă. Dar nu s-a mulțumit cu atât, a vrut și ceasul meu. Și asta deja începea să mă deranjeze, pentru că acest ceas avea o valoare emoțională deosebită pentru mine. Și asta pentru că bunicul meu, pe patul lui de moarte, mi-a vândut ceasul ăsta. Că mi-a dat un preț bun, adică a fost chiar ok. Și într-un final a vrut și inelul meu, ceea ce din nou mă deranja, pentru că acest inel în familia mea s-a dat din generație în generație, pentru că nimeni nu-l voia. Și într-un final cu asta s-a mulțumit și a strâns frumos cagula și a plecat acasă, dar el nu știa un lucru. Nu știa că sunt magician, pentru că atunci când a ajuns acasă și s-a uitat în cagulă, a remarcat că acolo nu se afla de fapt nimic. Și asta pentru că eu încă aveam inelul, încă aveam ceasul și încă aveam toți banii. Mulțumesc!